Iarna și-a intrat în dreptul în adevăratul sens al cuvântului, gerul se întoarce în țara noastră, iar de la temperaturi de primăvară trecem brusc la minime care vor coborî la minus 19 grade Celsius. Climatologii spun că iarna grea s-ar putea extinde până în aprilie. Avem un avans de aer polar spre zona țării noastre și acest avans de aer polar vine după ce am avut temperaturi foarte ridicate, mult mai ridicate decât în mod obișnuit. Ori perturbația care a dus la aceste transporturi dinspre nord spre sud este cea care are originea deasupra polului nord. Săptămâna viitoare va fi sub influența acestui transport de aer arctic în cea mai mare parte. Spre sfârșitul săptămânii s-ar putea să mai crească ușor temperaturile, dar vor fi tot sub normalul perioadei. Așa că episodul va dura cel puțin săptămâna viitoare, nu e exclus. Mai ales că vedeți că extremele devin din ce în ce mai dominante în a da specificitatea tuturor anotimpurilor, nu numai iarna.